În ultima lor ședință ordinară, consilierilor locali din municipiul Deva li s-au propus spre aprobare 30 de proiecte de hotărâri. Unul dintre acestea prevedea majorarea de la 1 ianuarie 2022 a plafonului până la care persoanele vârstnice pot beneficia de servicii gratuite de îngrijiri la domiciliu, ca urmare a modificării nivelului indemnizației sociale pentru pensionari de la 800 la 1000 de lei. Modificarea anexei numărul 2 la hotărârea Consiliului Local numărul 259 din 2018 privind stabilirea tipurilor de servicii și a contribuției persoanelor vârstnice beneficiare de serviciul social. Propunerea de hotărâre prevede ca persoanele vârstnice din reședința de județ fără venituri sau cu venituri de până la 1000 de lei pe lună, care locuiesc singure și se află în imposibilitatea de a se îngriji sau deplasa, pot beneficia gratuit de servicii sociale de îngrijiri personale la domiciliu, acordate de Direcția de Asistență Socială Deva și a fost adoptat în unanimitate de toți cei 21 de consilieri locali. Avizul Comisiei Juridice? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Buget? Aviz favorabil. Avizul Comisiei de Protecție Socială Servicii Publice? Aviz favorabil. Mulțumesc. Propuneri, discuții? Da, nu sunt, să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. A fost adoptată hotărârea Consiliului Local numărul 490/2021 cu 21 de voturi pentru. În cazul vârstnicilor cu venituri mai mari de 1000 de lei pe lună, serviciile de îngrijiri la domiciliu se asigură cu plata unei contribuții care se stabilește în funcție de valoarea venitului și de standardele de cost pentru serviciile sociale. Informații suplimentare cu privire la serviciile de îngrijiri personale la domiciliu pentru persoanele vârstnice se pot obține la Direcția de Asistență Socială Deva la numărul de telefon 0755 878 8371 de luni până joi între orele 8 și 16 și 30 de minute sau vineri între orele 8 și 14.